Da, de atâta eu mă ducem pe la ușile lui cu multi plângeri și el mă futbolie. Despre cine vorbesc, doamnă? Despre Dodon. Ah, ok. Cam început o transmisiune live și lumea putea să creadă că discutăm de adversari de ai noștri personali. Dar dumneata e un adversar, un inamic public, ca să zic așa, un dușman al poporului. Un trădător, cum îi zice Vasile Sinigur, sau cine, o mai ieșit mâine, mâine au de gând să iasă oamenii în stradă, potriva lui Dodon, pe care îl consideră trădător. Bună seara, eu sunt Oleg Brega, moderator al mai multor discuții, mai ales când sunt pe paginile mele, dar azi suntem pe paginile mai ales ale Asociației Hyde Park, pe Curaj TV, pe curaj.net și vreo două pagini de ale mele. Alături de mine sunt colegii mei din Hyde Park, Valeriu Gușan, membru onorific, și doamna Tamara Rotaru, membră de rând, ca mine. Doamna a venit azi, poate ați văzut video, cu o plângere. Ce-i cu Dodon ăsta? De ce înjură oamenii? De ce amenință? De ce incită la ură? Și acum, iată, eu găsit și vorbe de ură, sexiste și tot așa. Și vrea să-i ceară socoteală. Eu am zis, hai, davai, să facem azi discuție despre chestia asta. Dar i-am adus aminte că azi e aniversare. Tristă, revoltătoare. 208 ani de când Basarabia a fost răpită de Imperiul Țarist în urma unui război de câțiva ani cu Turcia. Și pentru că vinea Napoleon peste Moscova, țarul Rusiei sau țarina, cine era acolo, a zis stop, opriți războiul cu turcii, hai veniți repede acasă să apărăm Moscova. N-am mai putut să apere Moscova după aceea, dar asta e altă poveste. Au încheiat repede o pace cu Turcia, chiar la București s-a semnat pacea, eu sunt la București, Valeriu în Polonia, doamna Tamara e în satul ei de la Cahul. La Hanul lui Manuc, lângă Piața Unirii, s-au adunat părțile beligerante, un general de la ruși, un general de la turci și o gazdă, Manuc Bey, un armean, nu știu ce era el acolo, care era și tâlmaci, tot ce vrei, și ca și cum el a mediat o mică tranzacție. Și le-au zis la turci că ia ca ruși vor Basarabia. Și turcii știau că Basarabia e partea aceea de sud, cum se cheamă, limanul Nistrului și limanul Dunării. Partea aceea veche, condusă cândva de domnitorii basarabi care conduceau Valahia sau țara românească sau Muntenia, cum se mai numește țara asta. Când, de fapt, ei au avut în vedere tot spațiul între Prut și Nistru, inclusiv o parte din Bucovina încolo. Și așa, prin tălmaciul lor șmecher, i-au păcălit rușii pe turci și le-au luat pentru prima dată, iată ceea ce vedeți pe hartă. Ups, dar ce nu vrea să mă arate? Ba da, o să mă arate acuși. Au luat nu doar partea asta de sud, care era cândva Basarabia și aparținea de Muntenia, cum am zis, ci a luat tot spațiul dintre Prut și Nistru și aceea a fost prima răpire a Basarabiei. Deci iată că Basarabia, chiar dacă se prezintă în știri de atâtea ori că a fost eliberată de către Rusia, ea încă acum 208 ani a tot fost răpită și ținta Imperiului de la răsărit, care de fapt atunci în războiul ruso-turc își dorea ambele principate de la gurile Dunării, și Principatul Moldova și Principatul Valahia. Dar, pentru că v-am spus, au fost întrerupți de Napoleon, s-au mulțumit cu ce au luat și iată, au obținut pentru prima dată Basarabia, ca și cum o perioadă intermediară, că pe urmă ne lămurim noi. Și nu s-au mai lămurit ei după aceea, au tot pretins că Basarabia e a lor și că merită să o aibă, când de fapt nu e așa. Dragă doamnă și dragă domn, colegi, haideți să comentăm și să incităm și pe oameni să participe la discuția noastră. Despre istorie sau despre realitățile de acum, cu, iată, acest Igoraj Dodon, care e un vasal tipic Imperiului Rus. Cum erau vasalii fanarioși, de exemplu, aici în principate, subordonați poartei otomane, așa e Dodon, auziți, în fiecare lună se duce la Moscova și închină pocloane țarului rus.
Așa trebuie să ne comportăm ca stat independent? Credeți că așa trebuie să ne apărăm teritoriile și interesele și drepturile? Dacă vreți să participați cu noi, aveți, iată, afișate pe ecran cu roz în stânga, jos, telefonul meu vechi de când lumea, cu care pot fi sunat pe Viber și puteți intra în direct cu noi, sau pe Skype, mă numesc curaj.net. Puteți să mă abordați și pe Facebook, mă numesc Oleg Brega, dar să-mi scrieți mesaj privat și vă sun eu înapoi ca să vă auziți doar apel audio. Sau tot pe Facebook pot vă dau link de acces în această platformă minunată Jitsi, unde, iată, suntem, vă spuneam, deocamdată în trei, dar e loc pentru oricine și avem la dispoziție vreo 2 ore să discutăm. Mai târziu de ora 11 nu o să vreau să vorbim. Îndrăzniți? În cel mai rău caz, măcar puneți un comentariu acolo și o să vă citim comentariile. Dacă e întrebare, o să răspundem la el. Nu suntem experți, specialiști, dar ne pricepem câte ceva. La istorie mă pricep. Mi-amintesc că chiar acum 13 ani protestam în fața ambasadei Rusiei ca să-i amintim că a răpit Basarabia. Dar atunci era guvernare comunistă și am fost luați de poliție. Am chiar un video de 20 de minute pe care pot să vi-l arăt pe parcursul emisiunii, dar întâi să se exprime colegii mei, poate întâi doamna colegă care își adres glasul. Eu, în primul rând, vă salut pe dumneavoastră. Înțeleg totuși înregistrarea a fost, adică, surprins și indignarea mea. Faptul că eu nu o singură dată timp de 4 ani de zile tot mă adresez, scris președintele țării, domn Igor. Să zic de istorie, chiar nu o să mă duc acolo unde nu pricep. Vreau să, adică eu am înțeles, nu pricep atât cât dumneavoastră și haideți să nu mă dau părerea despre istorie. De ce v-am sunat eu astăzi și ce m-a indignat pe mine? Faptul că eu ca pedagog și ca doamnă în vârstă, cum este și mama dumnealui, și deci intenția mea și a altor doamne care m-au susținut și mă susțin ca noi să stopăm o atare, adică un atare limbaj vulgar, incitant la ură și la violență din partea unui demnitar de stat. Eu consider că ceea ce face el, Dodon, din birou, apropo, eu ce am observat? Eu am observat că el, așa de vesel și blând la vorbă, doar de la masa lui din birou, de acolo, în fața la suvenirul și ala care îl are exact ca lui Putin. Și ce mai face? Atât de tare îl copie pe Putin, tocmai și la accentuarea silabelor în cuvinte. Eu chiar zilele, ieri l-am prins cum dădea răspuns la pretins, că se uită pe pereț acolo și știți așa cu niște aeri și cu un comportament ușuratic, hai să vă zic așa. El nu s-a comportat mai frumos chiar nici era când era o gradă la mamsa, la mamea, în casa și în o gradă și e luxoasă, care și-a schimbat cu ea, cu teracota și e frumoasă și pășe el circ, teatru, ai da voi, hai că ori ca să fug, da voi, dar cine e, hai, filmați. Deci eu asta vreau să scot în vileac și vreau asta să înțeleg de ce Dodon își permite un atare limbaj violent, plus la aceasta și limbaj sexist. Eu când am văzut că el ia de râdere, hai să zicem, pe tânăra Doina German, chiar și pe Maia Sandu, eu am fost empatică la un moment, m-am pus în pielea lor, ținând cont de faptul că eu o sumedenie, o duzină de plângere am scris lui Dodon, Partidul Socialiștilor, lui Țurcanu a fost la noi în sat, în primărie, a vorbit cu dânsul față-față, cum vorbesc cu dumneavoastră când îmi blau cu votarea pentru Dodon. Le-am dat scrisori, le-am numărul lor de telefon, ca nu ca de părinte. Atunci când tu ai o țară cât o mână de oameni, ca într-un stup de albini, am rămas vreo câțiva, timp de 4 ani, n-ai fost nicăieri. Acum el a pornit prin sate. Dar s-a dus președinte de acolo, de veșilor nu a trecut nimeni în sat. Și a intrat președinte și a dat un buchet de flori.
Dar eu să fi fost, dar nu eu, adică să fi fost alt om care ține la acest pământ, la această palmă de pământ, la această bogăție, cum sunt oamenii la lume, la noi în sat, cred că trebuia să scuture toate zecișoarele, să meargă prin sat, să vadă. El a fost la noi în Burlac, apropo, doar eu v-am spus, nu o singură dată. Și el nu a coborât din mașina și e luxoască, precum că îi cădea coroana. Doar am spus ce a făcut în Burlacu, o mâncat bine, frigărui la izvor în sat la noi. Asta au făcut. Și au fost a două gospodării. Și apropo, nici o vorbă nu a fost dată în public, nici o indignare care o înaintau persoanele din grupuri de unde au fost eu. Dar de ce vă deranjează, doamnă, că Dodon îl imită pe Putin, dacă Putin e cel mai popular politician din Republica Moldova? La aproape 30 de ani de la declararea independenței, după ruperea de Imperiul Sovietic, nu? După ce s-au dezvăluit și crimele regimului stalinist și alte ilegalități, după ce s-a aflat și despre pactul Molotov-Ribbentrop, moldovenii și acum stau cu gura căscată la televiziunile și canalele, posturile de radio rusești, citesc presă rusească, pe internet stau pe odnoclasnice și, cum îi cheamă, Comsomolka, ca argumente fapte în Moldovii. Moldovenii și acum ca victimele cele acum care sufereau de sindromul Stockholm, continuă să-și idolatrizeze, să-și iubească, agresorul. Violator. Chiar și după războiul din 92, când s-a știut că armata a 14-a rusă a susținut regimul separatist, l-a dotat și cu armament și cu tot ce vrei, cu tancuri. După toate astea, moldovenii continuă să iubească Moscova, când se spune la toate televiziunile occidentale și moldovenești și românești, se spune că Putin e un dictator și se vede că guvernează Rusia de 20 de ani. Ce fel de lider democrat ar fi unul care guvernează al treilea mandat. Moldovenii continuă să-l iubească. Dodon prost să fie că nu ar urma această așteptare a moldovenilor să-l imite pe Putin. Deci de ce vă mirați că Dodon îl imite pe Putin dacă moldovenii îl votează pe cel care îl imită și care se fotografiază și apare la televizor cu Putin? Omul vrea să fie reales. E firesc. Maia Sandu nu tot se fotografiază cu Angela Merkel. Oleg, Da, domnule. eu vă înțeleg la fel, sunt de acord totalmente, sunt de acord cu dumneavoastră, asta mă indignează și pe mine. Dar de ce el se impune așa de tare să facă acum în ajunge, adică la coada acestor 4 ani, să facă minunății? Când el vă zic, în timp de 4 ani de zile, o cheltuit toți banii pe la Maldive și unde eu mai fost, că nici nu vreau să tălcesc limba, nu ești, adică cei ce am citit eu în ziarul de gardă, adică despre acele dezvăluiri care le-au făcut, adică cu banii cei poate trebuia să repare la noi în sat ceva, poate în alt sat puteau să facă, nu numai să și mai constat, nu, lumea trebuie să înțeleagă despre încălcările acestea. Plus de aceasta, el își impune poziția lui, că uitați-vă, chiar așa și trebuie să fie. Nu, la noi, cred eu, că aici nu se poate treacă nici cu tușuocă, nici cu hrișcă, nici cu orez. Ba, Noi uite că o trebuie. trecut și televiziunile au acceptat tușonca lui și ce alte cadouri le-au mai făcut, jurnaliști principiali, inclusiv din opoziție, la fel când încă nu era președinte. Toți bloggerii s-au dus la el în beci și au făcut offline cu el. Iată să vedeți că Valeriu Acuș are păreri mai critice despre cei care fac posibil ca unul ca Dodon să ajungă demnitar, înalt demnitar de stat. Haideți să-l lăsăm și pe Valeriu să se exprime ca să nu Da, obosim și după publicul aceea. nostru, că avem Am totuși mulți înțeles. spectatori și repetăm, publicul nostru poate comenta sau chiar să participe cu noi în discuție dacă ne cere link de acces. Valeriu. Salut, eu am trecut prin facultatea de istorie fugitiv, așa că cunosc Ce făceai puțin. livrare de mâncare sau reparai prizele? Nu, chiar am făcut două coridoare, cum spui, sau Wow! 2 ani. Wow! Deci știi ceva despre 16 mai 1812? Da, fugitiv, cum s-a spus A, deci ai eu. învățat întâi palestrica, preistorie, până ai ajuns tu la istoria modernă, ai plecat de acolo. Da? Nu, eu eram pe alt filier, pe relații internaționale, dar ei bazat pe istorie, De fapt istorie. acord.
Chestia între și că Moldova, cum o știm noi, ea a fost furată, adică trădată de turci, că noi eram, de să spunem așa, Moldova și Muntenia erau vasali, două țări românești, era vasal Imperiul de atunci otoman. Alte regiuni românească, Transilvania, era vasalul Austro-Ungariei sau Austriei. Era chiar Sau parte Ungariei. din Austro-Ungaria, da. Da, deci avem trei regiuni românești care erau neindependenți, erau fiecare separat vasal a diferitor imperii. Atunci creștea Imperiul Tataro-Mongol, venind de la răsărit, așa spunem. Dar până la asta, în Imperiul Tataro-Mongol de mult 1775, a fost. Turcia la fel, o cedat un teritoriu care nu i-a aparține lor. Bucovina o cedat-o Austro-Ungarii, să ne aducem aminte. La fel, fără să aibă atribuții, fără să-i întrebi pe moldoveni, vreți voi să cedați acest parte a teritoriului? Nu! Pur și simplu acolo e încheiat un tratat de pace. Deci Imperiul Otoman pierdea din puterile sale, creșteau alte imperii, cum este Imperiul Tataro-Mongol și Imperiul Austriac. Imperiul Austriac a pus ochii pe teritoriul românești și a luat o bucată din Moldova, Bucovina. Lămuresc, noi plăteam tribut porții otomane, și Moldova, și Muntenia. Tributul, după ce am pierdut noi teritoriul Bucovina, nu a scăzut. El la fel a rămas același tribut, plus asta cu timpul s-a mai și mărit. Aceeași situație, aceeași repetare a istoriei, a avut loc în 1812, în urma războiului din 1806-1812 dintre Turcia și Imperiul Tataro-Mongol, pacea ei s-a încheiat și au luat teritoriul Basarabiei. Deci Oleg deja a povestit cam în linii generale cum a avut loc chestia asta. Și la fel, nu a fost întrebați moldoveni, vreți voi să vă lăsați teritoriul, nu vreți să vă lăsați teritoriul. Ei au cedat teritoriul care nu le aparținea lor. Și care era cam jumătate din Moldova, în afara da. Capitalelor. Prima și capitală, Baia, a doua capitală. Deja Bucovina era lăsată. O parte, nordul Bucovinei, dar Baia, Suceava au rămas în Principatul Moldova și acum fac parte din România. Așa. Și iarăși, tributul porții noi l-am plătit la fel. Nu a scăzut tributul care noi îl plătim la poartă. Chiar dacă aveam jumătate de teritoriu deja. Da, Moldova, iar și moldovenii, noi suntem mioritici și asta eu mâine, nu, mulți îmi scriu că așa revolte, sânge, chestii și mesele, n-așa noi suntem mioritici, nu prea am eu încredere ca așa mari revolte. Noi am fost niori, ne-am lăsat cu capa plecat, mai ales conducerea noastră, mai ales conducerea partidilor, nu contează cum se numește partidul și ala, că e Balabol, că e Vadalei și tot așa mai departe, că e Hoțășor, că e al vostru Tâlharul. Ei stăzi de-o mamă făcut, ei vă vând și ei tribut plătesc mai departe. Noi mai departe plătim tribut, chiar dacă nu direct, indirect, noi îl plătim prin taxa la gaz. Uitați-vă gazul și resursele energetice cum a scăzut în toate țările. Peste tot, în afară de Republica Moldova, noi în continuare prin taxa la gaz plătim tribut Imperiului Tataro-Mongol. În continuare, din 1812 și în continuare noi suntem vasalii lor și plătim tribut. Asta nu trebuie să înțelegem odată și odată. Și că... Bun, mă opresc până când aici. Deci nemulțumit și tu de Dodon, pe care îl numește Vadalei. Și Rusia o numește Imperiul Tataro-Mongol. Asta ca să fie traducere pentru publicul care poate nu înțelege la ce te referi. Deocamdată din cei care ne privesc nimeni nu comentează și nici nu văd solicitări de a participa în discuție, dar amintesc, aici aveți formele de abordare a noastră, puteți să comentați în direct unde ne găsiți și noi o să citim comentariile eventual dacă sunt și întrebări sau ne puteți suna pe Viber cu numărul afișat jos pe ecran, pe Skype mă numesc curaj.net sau Oleg Brega. Și de asemenea puteți să ne scrieți mesaj pe Facebook Messenger, Oleg Brega sunt cel cu 5.000 de friends cu 28.000 de abonați, un mesaj privat dacă îmi scrieți și vă dau link de acces în această emisiune dacă mi-l cereți și dacă mi inspirați încredere, dacă o să fiți cu profil acolo cu un kazah, cu un kazac sau cu Temir ce poze cu Angelina Jolie, evident nu o să am încredere în voi. Deocamdată sunt doar mesaje de laudă și de încurajare.
și 100 de spectatori se uită pe toate cele 3-4 pagini pe care transmitem în direct. Da, dați, dar să vorbesc până când, să mai adaugi la oameni comentarii despre Vadalei și politica care el o duce. El e la guvernare atâta timp cât plătește și face, cum și-am spus puțin mai înainte, tribut, fie prin taxă și numirea oamenilor din credere a Kremlinului la Chișinău, în companiile cheie, cum sunt Chișinău, Gaz, Apa Canal și SISU. Deci acestea sunt niște întreprinderi, niște companii, niște organizații care trebuie să fie controlate de stăpânii lui Vadalei, de Moscova, de Kremlin în special. Cheii de Și Apa Canal nu... mă îndoiesc. Da, taxele, noi le achităm la Apa Canal, regulat la Union Fenosa, la fel achităm taxele și aici, Fenosa e iarăși prețul privatizat și resurselor aparținea. energetice, așa că într-un fel sau altul aici este puțin. Bine, nu am demonstrații, nu pot să demonstrez chestia asta. Atâta timp cât Vadalei plătește tribut și nu încurcă Moscovii, el a să rămâie mai departe. Problema este că Vadaleiul are un concurent pe segmentul dat, iar și la slugălnicii către Moscova, asta mă refer la Balabolul de la Bălți. El vrea să iei locul și vrea să plătească tribut Moscovii mai mare. Dacă țineți aminte, el făcea live și se lăuda de ce să plătim 2% Moscovii pentru creditul și la tâlhăresc, care el propuneau de 200 de milioane și noi l-am anulat, da? Curtea Constituțională l-a anulat acest credit. Balabolul de la Bălți zic că noi plătim 3%, da? Și luați-l pe Vadalei. Deci, într-un fel, un mesaj către Moscova, că eu sunt și eu mai ascultător, ați plătesc tribut și procente, ați mult moldoveni și ați vă plătesc vouă mai mult decât vă plătește Balabol, Vadalei, adică în sensul ăsta. Deci, și am de atâta parcă scade autoritatea sau susținerea stăpânilor de la Moscova față de sclatină scaunul lui Vadalei. Se întărește altul care să plătească mai mult. Dacă el a să vii la guvernare și sunt, spunem așa, semnale că el poate să vii la guvernare cu susținerea Moscovei, noi îi străim încă și mai rău. Să plătim taxe mai mari decât le plătim cu Vadalei. Asta e părerea mea și cred Dar că e o idee cam spre asta merge. cum am comentat doamnei Tamara Rotaru, la fel zic și ție. Dar nu suntem pe timpul Imperiului Otoman când decideau poarta, nu? Și eventual scaunul domnesc. Acum avem democrație, participă moldovenii la vot, pot face proteste, pot acționa în judecată, avem curte constituțională. Avem parteneriate strategice cu NATO, cu Europa, cu România și tot ce vrei. Cum n-am putem pretinde și acum că suntem vasali și că totul se decide la Moscova? Ci nu putem face o surpriză și la vot să zicem nu și să-l votăm pe altcineva? Surprize sunt, cum au fost surprize în istoria noastră în 1859, atunci când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în două principate, și au rămas din Moldova și în Muntenia, el a fost ales ca domnitor, în astfel fără să întrebe Printr-o poarta, șmecherie prin... politică, da. Da, au făcut unirea din tăi și primul în 1861, deja unirea și a guvernului, nu numai a scaunului domnesc, să luăm așa. Am avut un guvern unit, să spunem așa, dintre două principate. Deci, putem să ieșim din impasul ăsta într-un mod sau altul, da? Dar de să nu uităm cine a fost Alexandru Ioan Cuza. El a fost un om înțelept. Nu a fost de-al de Vadalei care zicea și poala popii și mulți de ăștia. El a fost, dacă eu nu greșesc, Putea cum să spun... fie un pion cum a fost rața mută Nicolae Timofte. A fost o înțelegere între scaunele domnești, între loje masonice, între agenți de influență. Nu a mai fost mare personalitate. Era un colonel de armată, un neică nimeni, pe care l-au pus ca pe rața mută, că a fost el inspirat, că o luat din averile mănăstirești și au introdus educația obligatorie, asta era spiritul vremii. Vinea din Europa, de la Revoluția Pașoptistă.
Putea Păi fi și amul oricine altul. este în spiritul, spunem așa, revoluției și echitate socială în Europa, despre asta vezi. Dar aici, De Vădălei, la în Revoluția România, de franceză, de la... ce, de ce nu faci echitate socială și la noi în Chișinău? Păi vezi că el e socialist, dar un fel socialist de acela, șovin, velicorus, habotnic, bigot, foarte religios și încă și mafiot. Cum era și Voronin. Foarte Deci comunist, cu... dar Ficiorsu era Deci... patron de bancă. Adică paradoxal. Deci cum s-au putut să implementeze spiritul european, inspirațiile din Europa, dar Vădăleiul nu poate. Deci totuși depinde de ce ticăloși avem noi în fruntea statului. Eu cred că ticăloșii depind de noi. Și eu cred că am putea să influențez și pe Balabon, și pe Vadalei, cum îi poreclești tu, și pe Maia Sandu, și pe Andrei Năstase, îi putem influența cerând altceva. Dar cum i-am zis și doamnei Tamara, dacă moldovenii îl aplaudă și îl consideră cel mai influent politician pe Putin, normal că ăștia îl imită pe Putin. Și Filat, dacă ții minte, îl imita pe Putin. Nu? La tâlhărie. Nu, El... la comportamentul public, la discursul public. Tot așa, vorbea hotărât, cu vorbe tari, s-afișa pe sport, cum se ridică la bară, cum face judo, mai că Da. identic cu Putin. Deci dacă El trebuie că moldovenii... asta... Nu de la Putin se inspiră. Putin are un manager, un dista echipă de care îi creează imagine. Și el face și îi spune echipa și de creare imagine pentru a-și ridica rating sau pentru a menține. Și, dar ce consider că tehnologiile astea de PR le-au făcut din tâi Putin și apoi fac alți șmecheri, asta nu înseamnă că el le imite pe Putin. Da, poate într-un caz excepții face și Vadalei, dar asta sunt tehnologii de marketing. Că asta poate să o facă, de exemplu, și care n-al imite pe Putin, da? Un concurent al lui Putin, dar sunt alt șizofrenic, Erdogan. Și el poate să-l imite pe Putin? Eu nu cred că el îl imite pe Putin. Sau des luăm alt tâmpiți, de ce depinde China, mai știu eu de unde. Deci, la fel, iau o echipă de marketing care le creează lor imagine. Și dacă lor echipa așa de marketing le spune că trebuie să cațări pe avion, să zboare și să fotografieze, să distribuie toate rețelele sociale, ei asta fac. Dacă echipa de marketing lor spune că trebuie, nu știu, să iei un copil în brațe să-l săruți, și asta nu trebuie să-l imiți pe Putin. Asta au făcut și asta, teroristul Hitler, teroristul Stalin au făcut același lucru. Deci asta... Și teroristul Bin Laden, mă tin că are o poză cu copil în brațe. Asta spune marketingul, asta face și asta îi dea, trecem, cum spune rusul, plavna către buba noastră, jurnaliștii. Nu vreau să spun un Crede-mă cuvânt că necenzurat. Dodon n-are astfel de specialiști de imagine și el speculează doar poza lui cu Putin alături. O dus-o și pe Zina Greceanu când candida la Parlament, tot o dus-o la Putin și pe Vivan Ceban l-o dus la Putin pentru că se vinde mutra lui Putin, pentru că e cel mai popular politician. Dar cum a ajuns Putin cel mai popular politician? Astea sunt strategii mai subtile care nu vizează pașalâcul cel al nostru între Prut și Nistru. Dar e adevărat că moldovenii și toți balcanicii au modelul ăsta de super mujic, tatăl națiunii, care vine și o să dreagă și o să ne mântuiască și o să ne fericească. Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, cine mai era acolo? Burebista, nu vezi că și acum cu regele dacilor, cu Buzduganul stânga și în dreapta. Mâine să fie proteste. Am înțeles că unul dintre liderii protestatarilor, un veteran de acela, a fost reținut. Sau eu fumigenă ca să incite lumea și să o scoată în stradă. Ce știi? Că am înțeles că ai vorbit cu omul acela. Înseamnă Poate, că da. Dodon expui, Valeriu? Nu știe detalii, așa că îmi spunem Deci, păreri. înseamnă că totuși Dodon copii până la maxim acțiuni violente și incitare la ură, chiar și prin aceste acțiuni. Eu tot am auzit un fel că pentru mâine sunt undeva instalate, adică poziționate mașinile cele de Erdogan care dă spumă, aruncă spumă, ceva, ce fel de mașini, cât e de drept.
Sunt două autospeciale Toma donate de Erdogan pentru împrăștiat mulțimile, protestele, să-ți dea cu apă. Dar nu cred la cât de relaxați erau atunci când Vasile Buzdugan o tras cu Iataganu în geam și o spart acolo la guvern. Eu cred că nici acum nu o să se streseze foarte tare. Mai ales că o să vină puțină lume din cauza problemelor cu coronavirusul și oamenii nu o să vrea să-și riște viața. Da, uitați-vă că pe Tudor nu îl prinde coronavirusul. Chiar astăzi mă uitam la un post de tele, adică Pontul MD sau TV10, precum că, nu, TV8. TV8, că pe toată perioada pandemică Tudor s-a primblat în cel mai liber mod toată Moldova. Și așa spune, a fost la Fălești, a fost și la Fălești în comentarii scriu acolo, și că Dodon, dar mai vine și pe la noi prin sat, sunt sate uitate, sate părăsite, rușine să-i fie. Dodon a crescut într-o familie, dacă e familie. A fost într-o școală, dacă a fost școală, și cred că și școala o face de rușine. Și Dodon a făcut o facultate, și dacă a făcut o facultate, eu cred că și studenții, adică din grup, el mai tine că e și doctor în științe agricole sau economice, nu știu ce. Lăsați-mă cu diplome de astea cumpărate, nu contează. Credeți că el o să rușineze, doamnă, dacă o să afle mâine poi mâine că a murit pensionarul celor căruia el i-a dus medalii și flori și-a scos mănușele și-a scos, dați-mi voie să-mi scoți mănușele în fața camerei, știind că asta e ilegal și riscă să fie amendat. Dacă o să afle mâine că a murit omul ăla, crezi că o să-l deranjezi foarte tare? O zic că trebuia să moară, că vorba lui Valeriu Gușan aici de față, că avea 90 de ani. Dodon, auziți, noi acum punem la cale țara, dar Dodon acum cred că pune liber și fără stresuri capul pe piernă, că pe dânsul nu-l ajunge indignarea noastră. E, nu, eu cred că el e îngrijorat de efectul pandemiei este. De asta el în timp pandemiei s-a ocupat și de PR cu toate riscurile. S-a ocupat de PR electoral pentru că știe că-i sfârâie că s-ar putea să piardă tronul. Alina Cojocari comentează de când am aflat că Dodolnie Vadalie, mie și rușine să zic că sunt și eu zodie vărsător. Cineva îmi scrie mesaje private, dar credeam că vrea să participe în emisiune, dar omul mă întreabă cum cu sănătatea. Doamne, ce inconștienți, cum să nu vezi că Brega e în direct? Veți avea mai mulți ascultători dacă veți vorbi în limbajul lui Usatăi. La moldoveni asta le place. Găsiți modalitatea de a vă exprima voința în limbajul lui Usatăi. Vasile Martăniuc ne informează. Nu vrem să vorbim ca Usatăi, chiar dacă o să devenim populari. Stați puțin, dacă mai scăpam noi vreun limbaj de al lui Dodon, cred că tot lumea avea să privească. Pentru că și el are un limbaj nu atât de frumos. O sară ciurciele și tot așa, da? O, dar și ciurciele. Hai, Maia, hai, Pățani. Ia, Pățani, hai, cluciți-vă aici la noi. Tu ești bine, Mihal Ivanș, sau cui mai spune un acolo. Asta este din limbajul lui. Alina Cojocari explică, pe așa dragi ca Dodon nu-i ia nimic. Ba da, coronavirusul ia pe oricine, l-a luat pe Boris Johnson, l-a luat pe prințul moștenitor al Marii Britanii, în Rusia, pe purtătorul de cuvânt și pe prim-ministrul Rusiei i-a luat COVID. Așa că poate să-l ia și pe Dodon. Mă mir că n-a luat până acum cât îmblă el prin țară. E, el nici nu știe băiatul că e bolnav. El cred că mai pic e născut bolnav. Păi nu, dar poate fi... Poate fi asimptomatic, cum zicea el la început. E, nici nu simți, nici nu tușești, treci și prin tine cum o trec prin ticărie. Ion Donică ne informează. A fost poliția la poarta lui Vasile Sinegur, dintre cei care au arătat la știri. Fii sănătoși. Eu mă aștept că o să vină și aceea cu izoleta, ca să zic așa, cu cămașa de forță, că Vasile Sinegur îmi pare că am dus cu pluta. Foarte periculos pentru democrație, pentru societate și pentru drepturile omului și ar trebui o leacă izolat de societate. Vanica Adam îl laudă pe Valeriu Gușan, zici că bravo, mă bucur. Hai să-l chemăm pe Balabol sau pe Vadalei în discuție. Vanica Adam, nu cred că o să participe nici Renato Usată, nici Igor Dodon, mai ales că ne-a blocat pe toți din ăștia participanți în discuție, ne-a blocat pentru că l-am criticat. Vreau să zic că după ce am vorbit la Picaf și am făcut apelul
această discuție de acum seara. S-au făcut postări mai multe și atâtea mesaje au venit, dați pe mine, mă blocat, dați pe mine, undeva sunt 150, eu le-am numărat, care, și pe mine din prima. Și eu doar am comentat critic, am comentat fără injurii, de acolo sunt cu injurii, cuvinte denigratoare, cuvinte, adică, urâte, poate nu că vreau i-a să blocat le... și pe și ea. Sau erau laudative, înjurau pe cei care îl critică. Nu pentru mine, pentru, adică, comentatorii, internauții comentau în adresa lui Dodon. A, păi eu asta spun, că poate i-a blocat și pe aceea. Deci, nu erau blocați. Eu astăzi am citit la alte comentarii. Deci eu am văzut că sunt și mergeau. Chiar și comentarii la emisiunea lui de ieri, care el, adică vorbea de pe părinți. Și acolo erau, nu erau blocați, dar încă ceva am spus eu, mesajele mele, adică comentariile mele, sunt pe pagina lui cu înscrisul comentariu găsit, parcă așa, dacă nu greșesc. Și n-am înțeles, eu chiar public aș vrea să-l întreb, de ce el le marchează într-un fel sau le colectează, le selectează sau mă înseamnă cumva prin acest înscris. Pentru pagina publică, comentariul și este familia mea. Dar la pagina lui, când am intrat la pagina lui Dodon, scrie familia mea, adică fotografia mea, și comentariul găsit. N-am înțeles ce se întâmplă, de ce așa face. Ori el este nou, este președintele tuturor sau are selectiv, el are cele care fumează, drogați, băuți, de cei care sunt pantaloni uzi, mă uitam, doar acei și votează. El de la ei ce are priză. Alina Cojocaru zice că au blocat-o și pe ea. Păi eu vă zic, eu chiar aș vrea să cunosc cam ce număr de cetățeni au fost blocați de Dodon. Și dacă dumnealui e atât de este președintele tuturor cetățenilor, să ia să spună. Apropo, o întâlnire în sat, vină în sat și vorbește cu lumea de rând, dar nu scutura înainte de asta, scutură 3 săptămâni sau 2 săptămâni, scutură toată localitatea polițiștii, toți stufarii scutură, că vine Dodon. Dar un președinte al țării, el trebuie să fie al țări, al oamenilor, al societății. Să asculte, să audă, să dea mâna și cu mine, cu toți să vorbească. Ia să iasă el la o întâlnire la noi în sat. Haideți ca să fac eu întâlnire, Dodon. Vine să vă zic, când a fost la noi la Burlacu, are el un coleg de grup la Carful Gaz. Of, Valache, dar numele cum e? Familia Valache. Și eu odată și zic, ei, croieșne ta mie și eu le ca Dodon. Nu spune că am fost cu des într-o grupă și am trăit într-o cameră și am mâncat dintr-o bucăță, că vai, stop, că ăsta e omul meu. Deci Valache, nu mi-am amintesc numele. E, dar eu am învățat cu dânsul, dar eu am descărcat cu dânsul vagoane, dar noi descărcam ciment, dar noi învățam, Doamne, dar și să vedeți că la Caful Gaz era altcineva. De când a venit Dodon președinte și-a adus colegului de grup la Caful Gaz și când a fost la noi în Burlacu Dodon, cetățenii din brigada de la autobrigada, de la Mihov avem liderul nostru, eu dat întrebarea, când o să avem noi gaz la noi, deși la noi de atâția ani, de 11 ani am plătit contribuția și adică, nu impozit, dar suma obligatorie de 2970 de lei a fost plătit pentru ca să fie instalat conducta de gaz. Noi partea asta avem gaz, dar ei nu au, adică satul de peste Părău. Dodon, îndrăzneț băiet, vine cu așa Valachii. Săptămâna viitoare să fie gaz aici, în Burlacu. Nu-i gaz, băieți, cum nici la, nu știu, la tine, Valeriu, și nu este. Nici la noi, la PPN, noi. Iată așa. Și apoi, asta și. Și, dar să vedeți, poliția era înconjurată. Câmpurile și ele erau înconjurate de polițiști. Cum poți să fii tu așa un președinte? Cum? Eu nu înțeleg. Eu, nu știu, dar atâta gânfare și atâta aroganță. Păi coboară pe pământ, Dodor. Coboară pe pământ, că din asta n-ai să câștigi. Mai avem un comentariu și adresat lui Valeriu Gușan de la Ion Donică.
Ce au vorbit ieri cu domnii de la Italia în provința lui Mihai Ghimpu că nu sunt ioniști este foarte urât din partea lor. Cred că și fratele lui, domnul Mihai Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, care a fost persecutat de sovietici și în pușcărie a făcut că scrierea sa pe în 75 cu litere românești, rușine domnilor, de asta trăim rău. Vă critică Valeriu pentru că l-ați criticat pe Gheorghe Ghimpu. N-am criticat pe Gheorghe Ghimpu, dar pe Mișa Ghimpu. Și astea sunt două persoane diferite. Și asta e tot aceeași, că dacă eu ne-aș lua meritele pentru faptele sorei mele, da? Asta e nonsens. Nu are Mișa Ghimpu nic în comun cu Gheorghe Ghimpu. Și e că poartă o aceeași familie, este tot o altă chestie. Unul am în doi la mine. Am criticat pe Mișa Ghimpu. El merită criticat. El a fost un an jumătate președintele României de Est și nu a făcut o ioacă pentru reunire. Mai mult ca atât, personajul ăsta își aduce aminte de reunire numai când e campanie electorală. Și a doua suspiciune, că l-arată pe la Natasha Morans și compromite în genere toată curentul unionist. Personaj de-al de Gheorghe Ghimpu, de-al de ăsta nepoțul, Mihai Ghimpă, vă zici că iar e greșit. iar am greșit, mă scuzați. Mihai Ghimpu, Chertoac, Valera, ăsta, Munteanu și de unii, Corina Boxierul Fosu, ăsta... Țicu și tot așa mai ăsta, Șalara, ăștia compromit însăși și pe dânsi erați pe la televizor dușmanii reunirii se bucură de așa personalități ca zic sunt unioniști și erați pe dânsi, pe al de roșcă, tot ticăloșa în asta ne le arată pe la televizor așa încât oamenii să și bă greață de reunire, ca noi să nu ne mai reunim niciodată, înțelegeți care e scopul lor? Și nu trebuie să nici rușini că am avut ca așa un președinte, un an jumătate de-al de Mișa Ghimpu. Până ajungem să vorbim despre unire, haideți să vorbim despre aniversarea de azi. Se împlinesc și 13 ani de la un protest Hyde Park la Ambasada Federației Ruse. Uitați-vă cum ne exprimam acum 13 ani. Cred că Anatol Hristea era atunci în șapte președinte sau vicepreședinte Hyde Park. Polițaiul ăsta cu ceafa groasă pe care îl vedeți cu spatele la noi, în biroul lui de polițist la sectorul 1 avea drapelul tricolor al României. Totuși, dacă au primit ordin, ne-au băgat pe rând, că noi protestam pe rând. Scotea unul o lozincă și nu făcea mare lucru. Stătea un om cu o lozincă neagră, cu o cârpă neagră. Venea și-l băga în dubiță, numai l-a luat pe unul. A venit altul și am pus. Și așa ne-au evacuat pe toți trei de acolo și am băgat episoade din astea, le-am băgat în filmul Ștefania Moldovanu sau ceva cu pierderea inocenței. Și era și Ghenade, tocmai venise cu, atunci eram naționaliști și promovam campania Basarabia Pământ Românesc, după cum vedeți, naționaliști, în sens că ca formă de promovare a libertății de exprimare, susțineam și campania asta, pentru că altfel oamenii care au vorbit despre unire erau persecutați. Și atunci noi am considerat că ideea unionistă tot are drept la viață. Uitați-vă și capitanul sau ce era el atunci, Angel, ăștia apar în multe reportaje de ale noastre, că veneau și executau, lucrau la scut, executau astfel de ordine aberante și ilegale. Și n-au pățit nimic, au ieșit la pensie și o duc bine, mersi, și rudele lor nu îi întreabă, dar în ce fel ați meritat pensia, ce... Dar oamenii, după cum vedeți, unde e video? Ăsta e clicul? Nu. Unde se iau acum? A, aici. Ce? Numai atât? Ce aveam impresia că sunt 21 de minute. Și ne-au urcat în mașină și ne-au dus. Cu filmul ăsta ziceam că am luat un premiu la festivalul Amatorul, nu, la festivalul de film Cronograf. Și aici când se închide ușa se vede și afișul Cronografului în stradă. Dacă e mai, festivalul era în mai, festival de film documentar. Și aici e capitanul, sau cum îl chema el, tot mare în grad, era vicecomisar al orașului, Rodion Budeanu. Și ăsta s-a pensionat liniștit, dar de atâtea ori ne-a ridicat din stradă, de atâtea ori ne-a încălcat drepturi, puțin îi păsa lui de ocupația rusească, de drepturi fundamentale, el executa ordine. Mă apelează colegi din
opoziția din Federația Rusă. Ar fi bine poate să intru azi și cu ei în direct să le povestesc despre ocupația Basarabiei. Dar mai stau cu voi până pe la 10 jumate și după aceea o să intru și la ei să le amintesc chestia asta. Sper să fie dispuși. Sunt și ruși raționali, deci eu nu sunt deloc supărat pe ruși, cât pe Rusia, pe conducerea rusă care și-a bătut joc de și de drepturile rușilor din Rusia și de drepturile popoarelor ocupate. Ia uitați-vă afișul cu festivalul cronograf. Au venit cu mașina pe trotuar și ne-au băgat. Eu credeam că ne-au băgat pe rând, dar pe rând ne-au băgat din fața maieului. Pe când de aici, doar pentru că aveam cârpa asta neagră, au considerat că e meeting neautorizat și ne-au evacuat. Deci, în 2007 încă nu funcționa, da, doamnă, încă nu funcționa atunci legea despre întruniri numărul 26, care acum e foarte cea mai bună din Europa. Atunci, în 2007, încă adunam probe ca să ne plângem la CEDO pentru încălcarea drepturilor noastre. Vă ascult. Acum legea e fixă, să nu ieșim de casă și să nu ne întâlnim mai mult de trei persoane. Pentru noi este legea, pentru Dodon nu este lege. Și așa te meri. Eu fac comparație cu, zici că o venit, eram la protest și o venit și vă lua. Păi da, eu nici nu spun că Dodon ar fi inedit. El îl imită și pe Putin, dar mai ales îi reușește de minune să-l imite pe fostul lui șef de partid, Vladimir Voronin. Eu cred că Dodon e un Voronin 2. Ei, Voronin, și Plahotniuc, este tot de sub taripa lui Voronin. Asta spui lui Voronin a fost cloșca, el e cloșit pe dinși acolo. Așa că am și eu o vârstă și priveam și eu la televizor că noi am trăit de primii ani, erau trei persoane, trei familii care aveau televizor în casă. Eu n-am trăit și cineva în comentarii întreabă, dar cine-i baba asta că e veșnic nemulțumită? Nu, eu nu sunt nemulțumită. Eu când văd ilegalități, eu nu pot tăcea. Și eu am fost crescut într-o familie sănătoasă, cu părinți care au făcut, mama a făcut 4 clase la români, la tatăl a făcut 3 ani și mama a fost o femeie și atâta cultură a avut și tata la fel, spuneam tătuța. Tătuța cu 3 clase care le-a avut el și a fost la război, a fost conducător la ferma de porci și l-a chemat și l-a numit în funcția dată un director de sovhoz venit, un rus. Totul considerat că acest om poate să conducă o fermă de porci. Și noi am crescut tot 4 copii, 2 studii superioare și 2 studii medii, tehnicum cum era pe atunci. Da, sunt indignată de atâta că eu o familie am crescut nu așa, așa, copiii mei i-am educat sever, mai strict, dar nu cred că ei își, dar nu, ei nu-și permit așa ceva. Unul DJ adauge, zice că e vomă deja să audă numele președintelui. Noi ar fi cazul să vorbim ce facem mai departe. Dodon și Usată e clar ca bună ziua că sunt oamenii Kremlinului. Iar Iurie Boiescu se adresează dumneavoastră, doamnă, zice ieșiți la protest, altfel o să murim în izolare, treziți-vă. Și Ion Donică îi amintește lui Valeriu că familia Ghimpu se luptă cu sovieticii în a treia generație. Și voi v-ați găsit să comentați oamenii care au fost duși în Siberia și au simțit pe pielea lor? Să nu fost domn Mihai Ghimpu în Parlament, de mult eram federalizați, ca în Crimeea, într-o noapte. Vorbiți voi și vorbiți, dar cam nu-i corect ce vorbiți. Alina Cojocari dă și ea în Dodon. Mă scuzați, dar lui Dodon îi pare că l-a luat pe Dumnezeu de picioare. Mi-a plăcut odată o fază, dacă nu greșesc, când Dodon a zis că e imposibil ca ficiorii lui să fie vreodată homosexuali. El e prea sigur omul ăsta pe dânsul, dar el nu știe când se cade jos, doare foarte tare. Da, având în vedere că statistic fiecare al 10-lea om poate fi homosexual, e foarte posibil că cineva din preajma unor homofobi ca Dodon să fie homosexual și să se chinuie oamenii aceia cu astfel de rude. Răzvan Ștefănoi ne laudă.
E timpul să ne mobilizăm, să ne unim mințile și puterile și o revoluție, că de proteste le este în cot celor de la guvernare, zice acela DJ Adauge. Eu la fel nu am nimic contra poporului rus, dar față de dictatorii și idioții de la puterile Rusiei. Adauge, vreau să zic că revoluțiile de regulă sunt puse la cale tot de dictatori ca să mai scadă din presiunea socială, ca să mai taie capete de lideri și după aceea să guverneze tot ei prin alți oameni. De aceea, lăsați revoluția, eu cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea, cum v-am zis mai devreme. Cât timp moldovenii vor fi conectați la țâța mediatică rusească, culturală rusească, atâta timp vor avea vasali ai Rusiei la conducere. Nici la deci tu cel mic de la picioare, Dodon, nu ajunge la Putin, zice Alina Cojocari. Ei, da, dar nu l-au chemat la paradă. Era singurul șef de stat alături de Putin cu vreo 2 ani în urmă la parada de 9 mai. Bravo, doamnă, zice DJ Adauge, nu face să le acordați atenția și să le dați explicații idioților care nu pot face o conversație civilizată. Sănătate. Comentarii pe o pagină și să vedem pe altă pagină. Usatui Balabol, Dadon Vadalei, Bolea Fantomas, Țârdea Mongolu. Da, bine, putem să-i poreclim așa, dar vă rog, fără să ne purtăm urât. Iată, se pare că a intrat și Eugen Malciuc cu noi, nu? Da, Eugen Malciuc, acuși intru, domnul Bregă, acuși, în 2 minute intru. Ok, bine că te-ai descurcat și cu aplicația asta. Da, bine, mulțumesc frumos, bine. Voi pentru cine ați votat? Știți voi oare că la proteste, la alegeri erau invitați lumea și răsplătite cu hrișcă și cu bani? Nu pentru Partidul Socialiștilor, întreabă Dmitri Capriș și ne întreabă probabil pe noi, ăștia care participăm în emisiune. Eu nu Da, știu. dar Nu mi-amintesc păi, pentru cine am votat. Eu am votat pentru mine, că am candidat independent. nu, eu n-am votat pentru Dodon, dar doar la televizor au fost publicate și filmulețe au fost publicate cum lumea nici nu știe pentru ce era adus și ne spus că ne spuneau că ia că noi pentru 200 de lei și nu dușim să votăm pentru Dodon. De ce Dodon și Ministra Sănătății nu respectă legea, întreabă Lucia Blaga. Dar oamenii simpli sunt amendați, chiar nu se poate de luat măsuri și amendați și ei. De ce Păi, fac haosul ăsta în țară? Cum să-i dăm afară pe toți tâlharii? La alegeri și cu proteste și alegeri. acționați în judecată. Cum altfel să-i dăm afară? Și să nu iei tușonca, să nu iei banii și ea, să nu iei, să nu accepte acel orez, să nu, deci să se trezească, să privească, să vadă lumea, coloana sănătoasă. Păi nu, Cum pot? tușâncă, orez, orice pomană electorală poate să o accepte dacă nu se teme că o să fie otrăvit și dacă nu simte că banii au miros. Dar în cabina de vot, oameni buni, sunteți liberi acolo, votul e secret. Votați cum vreți. Sau, dacă vă pun să le aduceți poză, ștampilați buletinul, fotografiați. După aceea mai puneți o ștampilă și vă duceți la comisie și ziceți, of, am greșit, vă rog să-mi dați alt buletin. Pe celălalt anulează, vă dă alt buletin, votați cum vreți, secret, și poza lor duceți-le-o. Dar tare bine ar fi ca astfel de fraude electorale să le denunțați observatorilor, opoziției, să le documentăm, să punem poliția, procuratura pe ei, pentru că au fost oameni pedepsiți. Ne-a povestit fostul primar dintr-un sat de aici, din Criuleni, că a făcut demersuri la poliție, la procuratură și niște aleși locali au fost pedepsiți penal pentru cumpărarea voturilor, pentru astfel de fraude electorale. Deci există precedente, e posibil chiar și cu justiția moldovenească, așa că îndrăzniți, urmați exemplul fostului primar de... A uitat cum se cheamă, satul din raionul Criuleni. Credeți că mintea moldoveanului se va lumina și vor vota corect? Eu nu cred, se miră, se îndoiește, adauge. Ion Donică completează. Usată este calul troian, cum a spus într-un fel. Andrei Cociu, vorbiți în cap, oameni buni, vreți bandiți în fruntea țării. Nu înțeleg ce zice omul. Adică vorbim noi așa, dar și vrei, adică ce ar putea face bandiții în fruntea țării? Nu vorbim noi, dar bandiții sunt în fruntea țării, așa eu înțeleg.
Da, dar trebuie să admitem totuși că în democrație noi avem influență pârghii și iată, fie candidând ca Brega independent sau băgându-ne în partide, iată aici în România m-am băgat într-un partid, mai cumincior, mai curățel, mai de opoziție, în Partidul Verde, să participăm la alegeri, la monitorizare măcar, la procesul decizional, în viața politică. Că altfel, dacă nu participăm noi, participă ei și fac ce vor. Pentru că pot. Pentru că nu ne împotrivim. Să participăm și la proteste, dar nu la dintre alea smintite ca lui Vasea Buzdugan. S-a dus și a spart geamul guvernului. Ce mare brânză ai făcut că ai spart geamul guvernului? Din banii noștri întreținut geamul guvernului. Și te-ai dus și l-ai spart? Sau atunci, în aprilie 2009, v-ați dus și ați dat foc la președinție și la parlament. Și? Da? Atâta? Și ce ați obținut? Nu tot voronii nu au rămas? Nu tot niște mafioți au venit în locul lui? Iată un exemplu de revoluție alaltă ieri care s-a demonstrat inutilă. Unde? Alaltă ieri, cât s-o trecut? 11 ani din aprilie 2009. Pentru Ah, da. eternitate, e alaltă ieri, nu? Da, da, Pot să da. invoc și revoluția din 89, din România, dacă vreți una mai veche, de 30 de ani. Dar de regulă revoluțiile nu duc la mare lucru. Trebuie să ne gândim să ne schimbăm comportamentul și mentalitatea în Păi, dar cum te spui evoluție. dacă el permite să spune de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională va fi dărâmată de popor. Mie tot asta m-a jignit. Ei, lăsați, doamnă, că el a învățat din lecția de astă vară, de vara trecută, ca să zic așa, când el era cu Maia Sandu împreună și când au zis noi, forța, poporul, protestele, chestii, o să demolăm. Aceea a fost N-am. un fel de revoluție de catifea, fără vărsări de sânge, fără lupte stradale. Bine că Plahotniuc a avut minte și a plecat fără ca să se împotrivească. Că putea să bage țuțe și tot ce vrei, putea să bage, să omoare, să distrugă, să dea foc din nou, cum a făcut în aprilie 2009. Se pare tot Plahotniuc a stat în spatele provocatorilor. Deci Dodon, după modelul de astă vară, când cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase împreună, au zis să plece Curtea Constituțională dacă nu vor să venim cu poporul peste ei. Și el crede că se poate repeta, dar el acum nu mai reprezintă majoritatea. El acum reprezintă 35-36 deputați câți are el, o treime din electorat. Să zicem maxim jumătate dintre electorat, dar nu majoritate. Să zicem că a fost votat de jumătate dintre electorat. Deci el amenință, dar nu poate să facă mare lucru decât dacă vrea să fie considerat un dictator, un colonel din ăsta care ia puterea prin puci, da? Da, Un Putin, după modelul Putin, e posibil să facă asta. Să dizolve, după modelul Fidel Castro, după modelul cine? Lukashenko, să dizolve Curtea Constituțională. Și o grămadă de moldoveni o să-l aplaude. Da, așa, curte, ce tăiți spânzurați? Moldoveanul vrea sânge și vrea violență. Și nu numai moldoveanul, și alți cetățeni de mai triști. Curtea Constituțională din anul trecut chiar a făcut, așa că acolo eu sunt pentru. Trebuia să plece, trebuia să producă ceva. Bine că și eu dat demisia și s-a dus. Amintesc, imaginile de jos sunt de la protestul din 2007 pe 16 mai în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău. Ăsta e fratele meu, Ghenadie Brega, acum refugiat în Islanda, pentru că Republica Moldova are nu doar amenzi, cum curgeau atunci gârlă una după alta, ci are și vreo două dosare penale. Unul din aprilie 2009, nu din aprilie, din aprilie 2009, neînchis. De fapt, două are din 2009. Unul cu jumările, dacă țineți minte, era cu Mătăsaru acuzat că l-ar fi jefuit pe unul și ar fi luat biscuit și jumări. Și Mătăsaru chiar a stat închis și bătut pentru dosarul acela. Dar pe Ghenadie l-au scăpat printre degete, pentru că martorul de-a lor din poliție l-a confundat cu mine și a indicat la altcineva din sală, pentru că l-a văzut creț și credea că acela e Brega. Dar de fapt era vorba de alt Brega și Ghenadie a scăpat printre degete, că avea să fie închis și el. Și mai are dosarul pentru cică dezordine masă din aprilie 2009, care doar a fost suspendat, n-a fost închis, clasat. Și acum mai are mai nou dosarul acela pentru huliganism, pentru că i-ar fi tras un picior vicepretorului de la centru, care
l-a lovit la rândul lui. Primul l-a lovit cu piciorul în spate și după aceea se prezenta, ia uite, mi-a rupt degetul, dar el în imagine apare cu degetul bandajat chiar de la început. Adică, cum poate să mintă halul ăsta? Și Ghenadie primul a chemat poliția. Și la plângerea lui Ghenadie nu s-a deschis dosar penal, la plângerea vicepretorului s-a deschis dosar penal. Iată, deci mare diferență nu între poliția de atunci și poliția de acum. Execută... Nu la toți același cântar. Nu-i pentru toți aceeași lege, da? Da. Mai citesc comentarii, Alina Cojocar zice, stați că mult și lumea e vinovată. Stăteau pentru Hrișcă și 200 de lei și dădeau votul să le fie rușine la persoanele care făceau așa ceva. Am avut taman în perioada aceea tare mare nevoie de bani. Eram cu copii în casă, nici bani de pâine nu aveam. Dar nu mi-am permis să-mi vând votul. Eu v-am zis, oameni buni, luați banii, puteți să documentați chestia asta, să ajutați la oprirea hoților, dar votați cum vă duce capul, pentru că e posibil. V-am zis o schemă, cum? Gheorghe Cristian zice, da, doamnă. Dacă spuneți că luați banii și votați cum vă duce capul, eu nu sunt de acord cu părerea asta, la fel și eu sunt. Noi am fost educați în familie. Iată cum mă vedeți pe mine, așa am fost educată. Dacă era vorba spusă, vorbă, și dacă aveam nevoie, trebuia să șer de la părinți. Am cerut 20 de bănuți ca să îi dau unii colegi de ale mele pe o săptămână să poată bea câte un pahar de lapte. Toate puteam să iau. Părinții mei o perioadă au vândut vin, că aveau viță de vie în 30 de ani. Și puteam, erau bănuți plăuși și niciodată n-am pus mâna. Adică chiar și mie să fie propus, nu, eu banii nu-i luam, dar de votat eu nici de cum nu-l votam pe dânsul. Eu vreau să spun, iată la asta, și apropo, Tudor ieri spune, e ziua familiei, felicitări cu familie, ziua familiei, seara când vă duceți să luați flori, apropo, nu să, Angela Mihăieș, nu înțeleg nimic, ceva ea scrie. Eu i-am trimis link-ul. Deci, spune, zici că vă opriți, flori nu se vând, Dodon spune. Și vă opriți, flori nu se vând, dar ai, vă opriți undeva și luați o floare și seara vă duceți cu flori. Apropo, eu azi mă duc seara la soție cu un buchet de flori. Păi cum asta, dacă flori nu se vând, de unde se oprești, de unde duci să iei? Furi dintr-un scoar, o floare, două. Nu, mai oameni buni. De la dar monument, de la memorial, ori de la țintirim. Păi, da, el așa și spune, da. Atunci, că, deci eu nu sunt cu părerea asta de acord că să iei banii. Eu îi dă o repost așa cultă și acolo eu votez, cum știu eu. Și făcuse-mi eu un comentariu și nu știu cum am zis, zic, ei, zic că, eu am zis că urlă, că îi mușcat sau îi înțăpat, îi încolțit de presă ceva, am spus, zic, să vină Maia Sandu, las că le drege lor gustul. În limba rusă primesc o replică. Я согласен с вами 100%, так и должно быть, так и будет. În limba rusă scris în chirilică. Sunt și mulți oameni dezamăgiți de Dodon dintre foștii lui alegători. Îl salutăm și pe Eugen, care a revenit în discuția noastră și a pus cravată. Omul cred că vrea să se însoare sau să ajungă ministru sau deputat. Hai să vedem ce gânduri are despre raptul Basarabiei, despre unire, despre Dodon, despre libertate de exprimare. Despre Dodon, despre Oleacă, doctor, Olecuțică, muzicant. Și arhitector ceva. Îi potrivit la orice funcție. Hai, cuvântează că ești în direct. Bine, bună seara. Salutări. Eu aș vrea să fac o concluzie de asta și eu fost azi la Bălți și eu cu comentat domnul ăsta, cum îi spune, consilierul lui domnul Chicu, cum îi spune Andrean, nu știu cum îi zice. Așa la cu glandele. Da, care a comandat că domnul Saț spune că vreau să schidă piața de pe marți și el îi spune tipa că domnul Saț nu-i medic, una alta se vede acum și comentează el acolo la părți. Bun, hai, dă-te cu părerea. Sau gata, asta a fost.
Ce, au plecat și Eugen și doamna Tamara? Nu, 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 eu sunt. Alo? Da, vă auzim, dar eu... nu vă vedem. Am închis camera, cineva îmi scrie un mesaj și nu știu cum să-i răspund. Ok, răspundeți și după aceea reveniți. Aici eu vreau video... să spun despre luatul banilor, că atunci când ne ducem la votare, vreau să îndemn eu părerea mea ca și a doamnei Tamara, că nu trebuie de luat bani, astfel noi încurajăm pe cei care dau și îi desconsideră pe noi, da? Ne consideră de bâdlă care poate fi cumpărată și ei raportează că dintr-o sută de propuneri, 90 din moldovenii au luat banii cu cei mai mari dragoste și s-au dus și s-au votat. Deci și îi încurajează, ei sunt mai încrezuți în forțele lor și își permit și la viitoarele alegeri să se comporte cu noi fix așa. Dacă noi să refuzăm pe dânșii, ea să-i spunem, du-te voi de aici cu mita ta, du-te de aici, mai fotografiați, mai intimidați pe dânșii, scrieți o plângere la poliție, cred că a stârpim încetişor fenomenul ăsta vicios și rușinos pentru omenire. Nu, dar eu zic dacă vrei să faci o treabă bună, de exemplu să-i denunți, să documentezi fapta lor, e chiar minunat ca să nu stârnești suspiciuni, iei bani, aduci poză, faci orice ca să documentezi cazul, ca să-l poți demonstra după aceea că a fost fraudă, nu? Și nu devii complice, mai ales dacă ți-am zis, păcălești și schimbi votul și ai făcut o treabă bună. Dar, într-adevăr, în principiu nu-i legal să faci chestia asta, pentru că dacă te prinde și pe tine te amendează sau chiar ai dosar penal pentru că ți-ai vândut votul, nu doar pentru că îl cumpără, dar și cel care îl vinde răspunde pentru tranzacția asta ilegală. Pe cine să votezi dacă până la urmă se votează singur? Ce rost mai are votul nostru? Lucia Blaga, nu sunt de acord. Cândva, da, se frauda masiv. V-am povestit poate cum am fost eu prima dată la vot. Când era? 92, probabil. Când abia împlinisem vârsta alegătorilor și mi-au încredințat părinții să mă duc să votez pentru ei. Atunci am putut să votez prima dată nu doar pentru mine, dar și pentru mama și pentru tata și un buletin de vot chiar l-am păstrat ca amintire. Pentru că era un singur candidat, Mircea Ivanovici Snegur, la prezidențiale. Vă dați seama câtă fraudă se făcea atunci, în așa condiții, dacă era posibil așa ceva? Acum, credeți-mă, nu prea poți să ieși să-ți iei un buletin, să votezi pentru alții. Deci e aproape corect. Eu zic să aveți încredere în astfel de alegeri. Eugen, bine ai revenit. Bună seara, domnul Breca. Hai. Ne-am adus aminte de domnul consilier al domnului Chicu, Vitali Dragangea. Așa. Și el critica fapta de azi de la Bălți. Ce s-a întâmplat? Da. Critica că domnul Soate a ieșit acolo și a spus ca să deschidă piața de marți cu oameni, într-adevăr, mor de foame, n-au cum să câștige bani. El critica că nu se permite să deschidă piața, că domnul Soate nu e medic și nu e... n-are știință în trecea, dar el nu se uită la șeful lui cel mai mare, domnul Dodonaș, ăsta chelâmbă fără mască, fără nici duși la veterani, să duși la memorial, cum spune acolo, la 3 puști, 5 puști, acelea, că n-am fost de-am de mult în Moldova și ne-am uitat și cât s-a acolo de-am. Nu se uită la șeful lui și face, fără mască, fără mănuși, fără nicând. El se uită mai departe, îi pui bieță în roate la alți politicieni să n-ajung cumva la guvernare alții. El și bățare. Dar el a să iei caleasca de iavă, cum a spus domnul Sati, și a duc în cosmos sau a să iei avion și a duc la Rostov, la Ienocovici, la Șașlâși. Asta e situația. El prea tare se răslăghește în țara asta. Poate că nu mai câștig alegerile amul la toamnă. Eu sunt precis că nu le câștig. Numai de nu faci falsificări. Eu n-aș fi sperăm atât. Și cu mirul... Sau dumneavoastră cum spuneți? Eu sper că și cu mirul tău, Balabol, tot n-a să câștige alegerile. Să câștige, cred că, o democrație mai adecvată. El nu știe despre cine vorbește. Păi să câștigi Maia Sandu, Andrei Năstase, nu e problemă, dar domnul dacă știi că îi trimit pașaport moldovenesc odată acasă, să aliei lui. Comentatorul nostru adauge, zice că nu merge cu binele, chiar nu merge. Nu văd ieșire din situație la noi.
Doar denumire de democrație. În rest, bântuie sovietismul. Păi, Doi dar de... nici cu Dodon nu merge mai departe, nici cu Dânsu nu merge, că Așa zici și au avut adauge. și nu. Așa zici și adauge. Dodic e mai periculos decât Plahotniuc. Cu prostul nu te pui. Mai putem să facem schimbări dacă diaspora ne susține aici acasă. Vreau să adaug că nu-i comentator, dar-i comentatoare și nu-i DJ, dar-i Diaspora Diana. ține, când A, ești un da, dar ce comentator, s-o când nume? auzi Di. Diana, A, am înțeles, e Di, Di Adam. Diana, A, Diana. ok, gata, o să știu. Hai să citesc mai departe, scuze. Da, n-am fost atent, de poza se vede mică la mine. Ion Donică zice, în 2009, Plaha a organizat venirea la putere și căderea lui Dodon. A, deci violențele din 2009 sunt organizate de Plahotniuc, zice Ion Donică, părere. Gheorghe Cristian zice, de ce cei care se dau mari unioniști cred că neapărat ei trebuie să fie șefii partidului? Idealul fiecăruia trebuie să fie unirea. Dar bine că au de unde, acum fiind o duzină de partide unioniste, putem să avem cel puțin 12 lideri, dacă nu mai mulți, nu? Și parcă mai sunt comentarii. Poporul nostru e vinovat că nu se implică în politica țării, zice Ion Donică, și în primul rând chișinăuienii că n-au ieșit atunci în stradă când Plahătniuc a făcut dosare fabricate lui Dorin Chertoacă. E, da, fabricate, lui Dorin Chertoacă poți să-i găsești 10 pretexte ca să-l bagi de mult la pușcărie, că nu l-au băgat până acum, e numai moment, e o chestiune de timp. Lumea trebuia să iasă în stradă și de atunci începeau protestele puternice, ca avea să se demonstreze că lumea ține la primar. Unde s-a mai văzut într-o țară europeană primarul ales de popor să-l dea jos Eu îmi cer mafias? scuze, domnul Brega, vreau întrerupt, dar domnul Donică nu-i primarul de Condrițu. Nu, ăsta e Ion Donic, acela e, cum îl cheamă? A uitat cum îl cheamă pe Donic acela care... Andrei Donică, așa. Andrei, care a turnat lapte peste ministru. Vitalie Țurcan zice, noi în Moldova întotdeauna găsim un vinovat. Acum îl avem pe acest individ, președinte. Toți criticăm din toate părțile, dar Andrei nimeni nu Donică, vine cu o soluție. Noi auzeam și așteptăm... primar la Condrițu. Noi așteptăm ca cineva să dea ceva sau să fim toți egali. Dar în economia de piață, asta e viața ca la piață. Da? Oamenii așteaptă să le dea ceva, că altfel ei nu votează. Oameni buni, cu Maia pierdem țara rușilor. Terminați-o cu femeia asta odată sau cu Năstase. Ca să nu pierdem țara rușilor, hai să o dăm lui Dodon, da? Sau lui Usatăi. Da, Diana, adauge, dă like lui Valeriu pentru că a explicat misterul numelui ei. Păi da, ia încercați să vă numiți cu numele vostru real și să nu-mi îmblați mie cu pseudonime din astea. Balabol, Eurofâs sau cum mai zice Valeriu. Încercați să vorbiți omenește, nu păsărește. Că eu nu pot, nu știu limba păsărească, să înțeleg ce ați vrut voi să spuneți. Dacă te chema Diana adauge, Diana adauge, aș fi citit așa, di adauge. Alina Cojucar zice, la mine fata întotdeauna spunea că vrea să ajungă avocat. Dar într-o zi mi-a zis mămică, eu nu am viață în Moldova pentru că aici e corupție mare. Și la moment are 14 anișori. Un copil zice așa ceva. Vă dați seama? Ce să mai zice mai departe? Cum de făcut? Cum de votat? Că cam toți când ajung la putere uită de popor. Și Lucia Blaga zice corect și constatăm că doamna Tamara Rotaru ne privește dintr-o parte, nu știu de ce nu vrea să revină cu noi în discuție. Numai un președinte de țară unionist poate scoate țara asta din gheara rusului, insistă Ion Donică, care acază vaița că e Păi și unionist. normal că faci un rușu. Nu că e unionist, o cum președinte unionist a scoate țara din... El e unionist și susținătorul pare membru Partidului Liberal. De atât o susține așa pe Mișa Ghimpuș. A, și pe Dorin Chertoacă, da. Da, de atât el face așa trolling pentru partidul ăsta. Bine, care pentru cine? Ghine care un idol. Vanica Adam. Atâta timp cât poliția apără bandiții de la guvernare, nu văd schimbări deloc. Poliția cam tot timpul a apărat bandiții de la guvernare și a trebuit schimbat comportamentul ăsta. Există articol în codul penal, articolul 184, pentru limitarea protestelor. Și încă n-a fost pedepsit niciun polițist în baza acestui articol. De atâtea ori am denunțat la procuratură chestia asta și niciodată n-a fost pedepsit. Ana Stolea zice, Dodon e specialist și rocovă profilea. Bun la toate.
Din cauza guvernării proaste și a vadaleiului, suntem peste hotarele țării noastre, zice Vănica Adam. Este chip că până la vadalei nu tot erați peste hotare. Ia nu mai dați vina numai pe Dodon. Unii ați plecat pentru că ați vrut bani mai mult, salarii mai mari, alții ați vrut să vedeți lumea, unii v-ați dus să vedeți Moscova. Dar cel puțin 4 ani n-au văzut niciun succes. 4 ani s-a întors cineva. Câte lume spune că eu vreau să vin acasă, credeți-mă, eu am o cunoștință în o fundigheata, din 71 fată, zice că, doamnă Tamara, eu vreau acasă să vin, găsiți-ne o casă să cumpăr în Moldova. Veniți, vreau acasă să vin. Are casă, adică au plecat, o problemă avea, violență, bătrâni. Unii vor să vin și mai ducă. Da, și pe, mine m-a rugat cineva să-i sugerez o casă de cumpărat la Pepeni. Ci că pentru tatăl persoanei celia care vrea să se întoarcă acasă la bătrâneță. Interesant. Deci, ce vreți să spuneți? Că pentru că nimic nu s-a făcut, nimic, absolut nimic nu s-a făcut în aceștia 4 ani, dar chiar și mai înainte nu s-a făcut. Și nici nimeni nu a vrut nimic să pălească deget de deget ca să facă ceva la sat și nici la oraș. Și așa să ne conjurăm. Nu a făcut absolut nimic, toți banii și nici nu a sărit nici urșele. Și ei de furat așa au cotivat mai departe să pori o țară atât de mică, atât de bogată și ei tot îmblă cu mâna întinsă după daite. Și știu problema și cu astăzi am văzut cum vorbește Stoianoglu. Stoianoglu și fratele lui are fabrica aici la noi, la Cahul, în raionul Cahul, în satul nostru și la Vulcănești. Și vreți dumneavoastră, eu nu în zadar, nu m-am înaintat în politică. Eu m-am înaintat, am început a spune durerea mea pe care noi o avem. Durerea cetățenilor. Eu nu văd de ce vă deranjează că oamenii au afaceri. Nu Stoianoglu, dar frate-sul. Stoianoglu a fost toată viața procuror, inclusiv în Găgăuzia. Frate-su, și care-i răspunderea pentru frate-su? Domnul Brega, ei sunt împreună. Noi câte plângeri am scris, nici o plângere nu ni s-a rezolvat. Nimic. Are lumea câte 25.000 de lei pe atunci când erau struguri mai mulți. Câte 10, sunt cetățeni care au decedat și nu și-au mai ridicat banii. Ei sunt împreună, ei au făcut o cârmă. Și de ce s-o temut, s-o tem de Maia Sandu, de persoane care sunt școlite bine, care cunosc limbi străine, care vor să facă schimbare în țară. Deci cum așa, dacă noi, eu cred ca pedagog, da, eu am muncit în această direcție, am dorit și am promovat tot timpul respectarea drepturilor omului. Totdeauna am fost împotriva încălcărilor, împotriva mitei, împotriva găinii duse la școală, împotriva 100 de lei, dar să facem că vine nu știu cine. Nu, eu am fost împotriva la toate lucrurile acestea. Și de ce noi să nu dăm voie? Cetățenii sunt obligați să deschidă ochii și până la urma urmei noi suntem cei care putem deschide cetățenilor ochii. Hai să dăm șansa tinerilor, tinerii să facă schimbarea. Tineretul cunoaște, dumneavoastră cunoașteți mai mult în calculator, dumneavoastră prindeți ideile din zbor, nu noi. Și dumneavoastră vă vreți ca să fie bine în țară. Dar Dodon, el băiatul și-a venit ca un agent rusesc. El se îngrașă doar aici. Nu e rușine lui cât și mășelgenii au făcut, că e mai periculos ca Plăcătniuc. Cum dacă îl văd eu cum dictează și cu intonații și cu terminațiile la cuvintele din limba rusă, voi stai din context, asta nu e, e altceva. Mai da și chiar să ne ducă de căpăstră cum a venit Adriano Dolgheriu, că dăște-ți banii mei. Lumea la urmă trebuie să deschidă ochii, trebuie să racordeze, să privească, să vadă lumea cu colana sănătoasă. Din cauza guvernării proaste și a vadaleiului suntem la milionier, am și eu stărlionier. Nu v-am auzit că ați vorbit ambii împreună. Da, scuze. Da, Eugen, mai zi o dată. Ceva Valeriu a spus. A, sau Valeriu a zis. Dacă mai fi și el la milionier, și eu sunt stărlionier.
Eu am urmărit tot combinația asta care au făcut-o X, banii mei sunt 1.500.000 mele, că am venit din Londra, că am firmă în Londra și în unde mai stiu mai are. Nu, și banii, nu cineva, cineva i-a plătit lui și a spus tipa să fie băcăsa lui, dar nu, nu e asta. Și ala e șulierul Luțuțu și Dodon. Eugen, cât fumezi, o să te rog să, să închizi camera sau da, să ieși din discuție. Da, banii se contrabandă cu țigări. Te rog să revii doar când oprești de fumat. Bine, da? Hai, intru mai... Sau închide camera sau ieși chiar. Și nu vrem să promovăm tabagismul. Dimitri Capreș ne provoacă. Cum credeți, de ce românii sunt de zeci de ani în Alianța Europei? Au știut ce înseamnă democrație înaintea noastră și spuneți-mi de ce niciodată nu sunt satisfăcuți de alegerea proprie? Ori spuneți-mi un lider cu care votându-l nu au dat greș. Și tot legat de lideri și de candidați, ne întreabă Nicolae, dar pe cine să votăm? Aveți ceva candidatură care o să facă regulă în Moldova? Serghei Tonu zice... De când s-a declarat independența, în școli s-a manipulat cu istoria, nu s-a învățat prin școli despre patriotism, de aceea avem lume manipulată și fără demnitate. Diana adauge, zice Sandu, masonista nu mai face nimic, vă rog să nu o slăviți. La fel și Năstase, un idiot, nici cu ăștia nu facem treabă, se respiră pentru ei mai bine, dar pentru popor e jale. Și Alina Cujucari observă că nu-i frumos să fumezi în direct. Da, l-am dat afară pe cel care fumează în direct. Mulțumim pentru observații. Și aici stai ca și Nagacevski. Eugen. De ce? A, da, că fumează? Da, fuma, da. Ministru, a intrat în direct și fuma? E, da, și el era loc public, dar el își permite că e de-s o casă. Țin minte că mai era un ministru, Oleg... Am uitat cum îl cheamă. Fost avocat al poporului, tot ministru al justiției, era și o campanie de vloggeri pe internet. Oleg, lasă fumatul. Ei se cred cool, ăștia care fumează și își afișează public. Ei se cred extraordinari. Eu văd procurorul la cacul cum fumează, scoală fața mea, aruncă restul, chiștocul, nu știu cum îi spune, pestejam și zic de ce fumează și el se uite la mine ca la lună nouă și... Când la judecată am ajuns, și, dar el are, are între dești în mâna stângă, are un bețișor de culoare albă și acolo se vede cum duce mâna la gură și fumul se vede. La curtea de apel, Ruslan Petrov, și cum a trecut dânsul. Cine a interpretat asta cu pixul? El așa explic. El așa a explicat, da? Nu. Deci eu m-am plâns și... Au fost de la stația epidemiologică, ei au, deci că stația epidemiologică Cahul, ei erau agenții constatatori care au constatat că nu era fum și că din imagini video și audio, și, nu video și audio, video și foto, rezultă că el are un top de culoare albă, un bițișor de culoare, un creion de culoare albă. Dar de ce la Sanepid v-ați plâns ce acolo? Era chestie de pericol de sănătate publică, nu la pompieri trebuia sau unde? Deci eu am apelat poliție, de la poliție eu ieșit... Și poliția o redirecționat, am înțeles. Da. La poliție eu ieșit pe fetișoară plin primoană acolo la lucru și eu zic că nici nu era nici fum, nu era în birou. Și bun, transmis mai departe la stația epidemiologică din Cahul. Și acolo la stația epidemiologică din Cahul lucrează, deci au examinat plângerea mea, calendar, dacă nu greșesc. Da, calendar, fiusul lucrează în aceeași structură cu Vitalie Ciudin, procuror de anticorupție, care, pe care l-a prins eu fumând. Fumând și nu o singură dată. Prima dată când m-am dus eram fără telefon. Că două ori când el nici la fotografia și la filmat și el nici nu a priceput. Dar intrai acolo, ți-a dărâmat mirosul de tabac, de țigară, de primul etaj. El până la etaj 3 fuma. Da, i-am prins și eu la procuratura botanică, pe procurori fumând pe coridoare, în hol și pe unul. Dar este în birou. Și în birou l-am prins pe unul cu un super computer scump.
și pe care îl punea în pericol. Nu știu, chiar dacă era al lui, tot una, computerul cel avea de suferit de la fumul de țigară. Oricum am fost și am spus șefului despre chestia asta și el a zis că o să luăm măsuri, dar nu a făcut mare lucru. După aceea tot l-am găsit fumând, Eu dar că deja n-aș nu mai ști. permitea să intru, să încuia. Alina Cojocar ne informează, sunt dezamăgită de Andrei Donică. Am avut o părere despre el, dar îmi pare că umblă cu fofărlica. Victor Gudim, auzi, domnule comentator, văd că pe toți îi critici, dar pe cine susții dacă nu-i secret? Și despre Dorin Chirtoacă, Ion Donică ne informează că greșim. Da? A revenit Eugen. Cine poate să mă lămurească din voi cei patru? De ce Năstase a votat la APCE pentru Rusia? Ion Donică îl somează pe Valeriu să răspundă despre asta, de parcă Valeriu e Nu sunt purtător de fanul lui cuvânt al lui Andrei, Năstase, da. lui Iconostase și pot să-l critic mai dur încă decât îl critici tu. Iconostase este același populist ca și Vadălei, Balabol și nimeni este acolo, Mișa Ghempu, Chirtoacă, liderul tău și tot așa mai departe. E o apă și un pământ ăția ăștia. Așa că el a votat de atâta că sau s-a plătit, nu știu, n-am asistat, sau au câștigat vreo înțelegere sub masă cu o operațiune secretă a Federației Ruse. Nu știu care a fost Sau motivația lui. poate e șantajabil? Sau posibil și șantaj. Nu știu care este, dar precis nu a făcut-o din intenții sincere și bune. Că orice unionist, orice cetățean european n-ar fi votat chestia asta dacă n-ar fi presat sau șantajat de Federația Tatară Mongolă. Presupun că sau cu bani sau cu șantaj, cum zice Oleg. Nu cunosc, dar precis nu din propria inițiativă votat eu. Dar poate pentru că e prost și nu înțelege și votează. Nu admiteți așa variantă. Alte comentarii nu mai am. Haideți să ne dăm cu părerea și despre unire. A revenit Eugen să vedem ce părere are el despre unire. Dacă mai putem repara ce s-a întâmplat 208 ani în urmă, când, atenție, Basarabia a fost luată de la Principatul Moldova. De asta moldoveniștii trâmbițează. Păi noi n-am fost niciodată în România. Și Moldova a apărut înaintea României. Noi atunci eram, Basarabia era jumătate din Principatul Moldova. Râul Prut era râu intern în Moldova medievală. Abia peste 50 de ani avea să unească Moldova cu Valahia, cu țara românească și avea să apară statul modern România. Bine, după aceea Sfatul Țării a mai făcut o unire, ci că tot pe vecie, dar a durat 22 de ani în martie 2000, martie 18. Și atunci ne-am unit cu România Mare, dar se pare că și atunci guvernul României, regele, erau la Iași pentru că Valahia, București erau ocupați de nemți, că era în primul război mondial și tot erau circunstanțe foarte complicate și se pare că de atâta mai ușor a votat Sfatul Țării pentru unire atunci, pentru că ne uneam de fapt cu Moldova, ca și cum ne reuneam cu Moldova, visul și de azi al lui Balabol, cum ziceți voi, sau al, nu, al lui Dodon, că altfel Balabolul e altul, hai să nu-i încurc. Îi zic al lui Dodon. Dodon și acum visează Moldova Mare, da? Numai că el nu știe că de fapt noi suntem o bucată din Moldova Mare, pentru că capitalele au rămas la Iași, la Suceava, la Baia, au rămas în România, inclusiv mormântul lui Ștefan cel Mare, care e la Mănăstirea Putna. Apropo, la Mănăstirea Putna ați auzit că s-au depistat COVID-31 de călugări, au fost băgați la spital, nu-i mai tratează cu aghiazmă și cu tămâie, cu fum de tămâie, i-au băgat la spital pentru că sunt infectați cu COVID. Asimptomatici, dar cineva a murit acolo, fie un vizitator de la biserică, de la mănăstire, fie călugări. Deci să revenim la Basarabia. Credeți că e posibilă reunirea? Valeriu, am văzut că flutura din cap, chiar dacă el crede că e unionist și numește Republica Moldova România de Est, dar e sceptic, probabil că mai e posibilă reunirea în condițiile de azi. Rămânem ca Austria, un al doilea stat german, un al doilea stat românesc, sau facem ca Germania de Est și e posibil să ne unim cu Germania Federală. Eu nu intenționat folosesc eticheta asta, România de Est, am creat o și o Nu pagină intenționat special. sau nu întâmplător?
Eu intenționat am făcut Intenționat lucrul ai ăsta, văzut. foc. Am creat o pagină, nu de ca strânge like-uri pe pagina și aia, dar pur și simplu când pui Aron și scrii România de Est, apare cu evidențiat, da? Și când scriu comentarii sau descrieri la orice, apare România de Est evidențiat, ca să apară în ochi, să creeze percepția că nu sunt două țări diferite, Moldova și România, dar e una și aceeași țară, da? România, România de Est. N-ai văzut că acum Macedonia a obținut acord cu Grecia și se numește Macedonia de Nord? Deci folosește numele unei provincii grecești, dar se numește de Nord sau Irlanda de Nord, care nu face parte din Irlanda, ci de Regatul Unit al Marii Britanii. Dar, Nu te ajută mare lucru, nu contribuie termin, la unirii de numire de România de Est. Chestia între așa e că pe noi nu ne percep. Eu discut în Polonia cu oameni, cu polonești deja, nu cu ruși. Și ei nu știu că noi vorbim așa limbă. Ei mă treabă moldavski zic. Eu spun că nu e așa limbă, nu e așa popor. Oamenii nu știu, nu cunosc chestia asta. Și mi-e foarte mult timp în consum că să le lămuresc că asta e același popor, aceeași limbă și eu vorbesc din zic românski. Ei asta nu înțeleg chestia asta. Europenii pe noi ne privesc apart, ne privesc în comun cu ucrainienii, nu știu de ce, mai aproape de ucraineni. Deci noi nu suntem aproape de ei. Noi suntem mai aproape de România. Deci percepția ca noi să ne reunim, trebuie să schimbăm percepția la țările europene. Asta și foarte greu. Dar România și pur România, Germania și Germania de Est s-au reunit, de atât că ei nu erau percepuți ca popoare diferite. Erau percepuți ca un și același popor care au fost dezbinați de către două imperii, da? Spunem de către SUA și către cortina de fier. Ei au fost dezbinați cu 75 de ani în urmă sau atunci era cu cât? Cu 45 de ani mai devreme, dar noi cu 200 de ani în urmă am fost dezbinați. Da, și denumirea nu s-a schimbat, tot Germania era și una și alta. Și nu atât de mult. Noi să ne vii greu, să trebuiască mult timp să ne chinuim, să schimbăm percepția la europeni. Și dacă vă rog, folosiți asta, lămuriți-le, mulți suntem în diaspora, 1 milion. Nu folosiți, nu, eu sunt moldovan sau chestii de asta, sunt din Moldova. Folosiți cumva într-o regiune temporară, într-o Românie care e ocupată de Federația Rusă sau ceva de genul ăsta. Nu folosiți termenul ăsta de Republică Moldova. Asta e irelevant. Nici faptul că moldovenii peste hotare cu pașaport românesc se prezintă moldoveni sau români, asta nu contribuie sau nu împiedică unirea. Felul cum ne percep europenii. Poate să numească vlohii toată ziua. Vlohii numesc și pe italieni, și pe latini, și pe toți. Nu polonezii unde trăiești tu. Vloși, toți sunt vloși. Toți latinii sunt vloși la ei. Felul cum ne numesc ei nu influențează foarte mult. Felul cum se percep moldovenii, asta e cel mai important. Aici în România, dacă faci un sondaj sau un referendum mâine, majoritatea românilor o să fie pentru unire, chiar dacă asta o să însemne o grămadă de cheltuieli. Dincolo, dacă faci un sondaj, moldovenii încă ascultă propaganda kremlineză, consideră pe români și pe străini toți îi consideră dușmani. Iată, vă arătam deseori interviu cu Sergiu acela, Sergiu Gheorghiță, nu știu cum, Gheorghiță, care s-a mutat de vreo câteva luni la București și zice, oameni, dar eu credeam că-s dușmani, că-s strașnici românii, da, așa e de ghine de trăit aici, așa e de ghine mă împac cu românii și vorbește o română atât de stălcită, dar oamenii îl înțeleg și îl iubesc și îl simte așa de bine. Deci omul până acum trăia în minciunile care i s-au spus de la televizor și a făcut un pas peste prut și a descoperit că aici e patria lui, că el aici se simte foarte bine. Mihai Viteazu, cu pseudonim pe internet, presupun că e un troll, zice cu chirilică, Moldova trebuie să prietenească cu toate țările care o înconjoară. Da, 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 ca un vițel blând sugă de la mai multe vaci, da? Și Dimitri Capriș face mișto de Eugen. Stimez când lumea discută în carantină cu cravată. Bravo. Și normal? Hai, Eugen, zici tu ceva despre unire. Ce părere ai? Mai pro-unire ar ieși cei din România la un sondaj. Da, eu am zis, Constantin Bobu, în România s-ar vota unirea și mâine, în Republica Moldova, nici peste vreo 10 ani. Despre unire, noi trebuie să ne unim cu România
suntem în rând cu România, cu Europa. Despre unire să nu grăim, dar să o facem, da? Așa zic și eu, iată, m-am mutat la București și eu zic că am făcut eu unire. Eu așa hotărât, ca așa drept și mai bine, că majoritatea moldovenilor nu mai muncesc la Moscova, dar muncesc de în Europa. Da, ok. Și doamna Tamara, care trăiește pe mal de Prut, sau aproape de Prut, la Cahul? Da, sunt trei. Dar nu-i corect, domnul Bele. Nu-i corect că trăiește doamna Tamara la Burlacu? E corect, e corect. Eu sunt de acord. Eu sunt unionist de foarte... Eu de trei, aproape trei ani nu sunt în Moldova și văd că în Europa nu mă prăbătesc și dacă stau acasă, ne achită eu stau acasă și nu încerc. Dar de 1000 de euro. Dar chiar unde ești? Eugen are legătura slabă. Foarte, foarte slabă. O să intervină mai târziu, poate o să aibă semnalul mai bun, poate oprește video să să audă măcar. I-am văzut, cravata ajunge. Spuneți, doamnă, despre unire. Eu, tatăl meu asculta Europa Liberă. Iată, tatăl meu era născut în 1918 și printre primii familii am avut și radio și televizor. Radio am avut mai înainte, radio cu multe posturi. Nu se aude, arătați-i că nu se aude. El zici că e aici. Știm că ești acolo, dar nu știm în ce țară. Lasă, Eugen, hai să o ascultăm pe doamna Tamara. Și atât timp cât noi suntem asupriți de Rusia și prin armata 14-a care mai bântuie încă la Tiraspol și în 92 când au fost chiar rudi foarte, foarte apropiate, luate acolo la acel război care nu știu pentru cine. Și atât timp cât își mai aduce, cât își mai aduc rușii și cât mai iau acolo rușii armament, nu cred eu că poate fi încă unirea. Iată, așa eu la gândirea mea mai de parte feminină. Cu toate că văd, îmi place, iată, îmi plac și ajutorul acesta care a venit de la România, chiar medicii care au mers, au fost aici la Cahul și am vorbit cu chiar cu cineva care au muncit cu tine și zice, cât de o plăcere să muncești cu tine și cât de bine noi ne înțelegem ca frații, ca... Dar unica piedică, după fi unica piedică, dar piedica cea mai gravă, cea mai pronunțată, e armamentul în Tiraspol. Și... Apropo de medici, am auzit că unul dintre ei a luat COVID din Moldova. Așa și eu am auzit, așa am citit acum seara pe... Așa că părerea mea doar de, dar nu. Atât cât este, chiar vă zic, atât cât este Dodon la putere și atât cât el încă mai cântă sub fluierul lui Putin, nu cred să fie unirea cu România. Părerea mea. Poneat, nu. Mulțumesc. O să văd dacă mai sunt comentarii, după care poate închidem. Dacă vrei și tu, Valeriu, concluzii ceva la final. Diana Andauge zice că sunt 57% în România pentru unire. Eu cred că sunt mai mulți. Alina Cojocar zice, când am primit cetățenia română, am văzut cum mulți de ai noștri care spuneau, gata, am luat cetățenie, acum îmi bag picioarele în români. Așa că foarte mulți moldoveni profită. Mă tem că și elitele din PAS se feresc de acest subiect, zice Constantin Bobu, probabil despre unire. Numește asta un cartof fierbinte. Gheorghe Cristian zice că așa este, dar nu știu la ce anume se referă. Moldovenii sunt moldoveni, au cetățenie română, locuiesc în UE, votează rusul, cam în așa mod pot fi criticați moldovenii, zice Diana. Și așa poate fi. Și asta e corect.
Alina zice, eu tot cu 10 ani în urmă am avut părerea rea despre români, recunosc, dar am avut o situație că am înțeles, nu trebuie să judecăm pe toți la oală. Am cunoscut persoane foarte brave în România, cu care am mâncat dintr-o bucată de pâine. Asta ar trebui să ne învețe la grădiniță sau acasă, în primii 7 ani de acasă. Să ne învețe că nu judeci omul după cum se îmbracă, după cum vorbește și nu generalizezi să vorbești despre toți oamenii după ce l-ai cunoscut pe unul. Și eu întâmplător am cunoscut un domn din Focșani care părea că parcă, Doamne, cum am să mă pot... Ce emoții am trecut atunci prima dată când am vorbit cu dumnealui lângă ambasada de Cahul, el venise Cahul și nu știa cum. Zic, deci veniți, cum puteam să-i spun, veniți la Stălpucutare sau la Drapelul Cutare. Zic, da, să ne întâlnim în fața ambasadei României. Și dumnealui avea, cum se numește, dispozitivul care el ghidează. GPS. Adică, da. Și deci ne-am întâlnit și când s-a oprit, eu am zis că asta e mașina, că mai circulă prin Cahul mașini cu numere românești, bulgărești. Și zic că el este cu soția împreună. De o plăcere. Și schimbăm mesajul, dar ne mai și sunăm din când în când. După aceea, copilul a făcut facultate în România și am cunoscut bătrânei și familii. Nu, eu la fel merg cu, când am mers, adică în România, când mergeam la copil, nici o problemă nu simțeam. Dar iată, unica, asta eu cunosc și asta cred că e de atât și duse acolo, adică armata rusească, e pusă numai cu așa scop ca să nu se facă unirea. Mi-amintesc până ne ridica poliția, discutam cu oamenii de pe stradă și le spuneam că iată, azi se împlinea, încă nu erau 200 de ani, în 2007 câți erau, aproape 190 câți de ani acolo, de la raptul Basarabiei și le explicam și ziceau, duceți-vă de aici cu România voastră. Și după aceea poliția a venit și ne-a luat. Termin de citit comentariile, după care o să vă zic tuturor mulțumesc și la revedere. Ardelenii care, da, Constantin Bobu zice, ardelenii care spuneau arogant că n-au nevoie nici de moldoveni de peste Prut, uită că Marea Unire i-a salvat de cizma austriecilor și de pixul maghiarilor. Nu știu ce știe Constantin Bobu, eu n-am auzit așa ceva. Valeriu, ce ai vrut să spui? Spre concluzii, avem o mică speranță, Imperiul Tatar-Mongol decade din puterea sa, prețurile la resurse energetice scad, ei slăbesc și ei amua să înceapă colecta roadele care le-au semănat, separatism la tăți vecinii pe împrejur. Și eu am avut așa o idee că dacă nu era coronavirusul ăsta, Lukashenko avea să aibă și el un Donbass în vara asta. Coronavirusul l-a salvat pe Lukashenko de Donbass. Că dacă vă aduceți aminte, în iarnă el s-a sfădit cu Putin, cu resurse energetice, cu prețul la petrol, nu se înțelegeau ei acolo între ei. Și peste tot, dar și în Kazahstan la fel era și un Donbass, dacă nu muta capitala din Astana. Din Astana o schimbat-o la nord, în regiunea separatistă, care era să fie o regiune separatistă în Kazahstan. Deci, Rusia a semănat în jurul tot hotarul său numai regiuni separatiste. Georgia, Moldova, Ucraina, Armenia, cu Nagorni, Karabakh și tot așa mai departe. Acum deja vine timpul separatismului să pronunță la dâns pe teritoriu. Și o să fie un separatism mare. Eu își culeagă roadele care le-au semănat din 90 încoace la vecinii săi. Mulțumesc, Valeriu, mulțumesc, doamnă Tamara. E aproape ora 11 și e timpul să facem liniște, mai ales v-am zis că vreau să intru și în emisiune cu rușii, ce să le amintesc despre ce au făcut strămoșii lor cu 208 ani în urmă cu Basarabia. Spune canalul că să te urmărim și acolo. Deșiterovna pe YouTube. Bun, mulțumesc, ținem legătura, mai vorbim. La revedere.